Bine ați venit la Stax TV, o nouă serie, de data asta cu mașini modificate de off-road, am mai zis asta odată, dar nu-i problemă. Avem o mașină de curse, o mașină de Dakar, o să-i zic așa generic Hummer, dar nu e Hummer deloc. Și notă pentru noi să nu mai facem asta intro după ce ne plimbăm cu mașina. Că nu mai pot inima, nu mai pot respirația, nu mai vai de capul meu cum merg. Nici nu... avem din nou alături de noi pe Cristi Movilă. Te salut și îți mulțumesc că ai venit în această zi însorită. Mersi. Cu mașina pe roți. Ne-a șocat. Mă așteptam la platforme, la asistență. Am venit. Bravo, ăsta e un lucru foarte bun. Mașina oricum trebuie să meargă pe stradă. Mașina este un Hummer pregătit special de rally ride. Da. Sau să zic de Dakar, că e mai... De Dakar, exact. De Dakar, că sună mai somtos, așa, mai interesant, și noi avem nevoie de click, like și subscribe. Nu uitați pe treaba asta de YouTube, că doar așa putem să mai prezentăm mașini de genul, că dacă nu avem mulți urmăritori și multe cifre acolo, nu, băiatul ăsta se duce la alt canal. În sfârșit, nu despre asta e vorba. Să vorbim despre mașină și despre povestea lui Cristi. L-ați văzut la noi în episodul cu Jeep Wrangler hibrid, nu? Da, 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 a fost mașina prezentată. Noi am tot vrut să prezentăm de la Jeep-ul la V8. Corect, știi că încă-l mai am și pe ăla, frate. Asta e un lucru bun, că oricum ce să mai faci cu el. Exact. Dacă îl vinzi, nu iei nimic, mai bine l-ai. Așa sunt unele lucruri. Corect. Bun, hai să povestește-ne, că oricum oamenii știu că eu vorbesc foarte mult, dar promit că încerc să-l întrerup cât mai puțin, să ne povestească el cum a ajuns la Rally Ride. La... Păi, cred că am început în 2021 să particip la cursă de Rally Ride. Și am fost cu Wrangler-ul galben, cu un Rubicon galben, la o clasă promo. Nici nu mi-imaginam că pot să particip la curse de genul ăsta. Evident, visul fiind să ajung la Dakar. Adică, na, ne uitam cu toții când eram mici la reportajele alea pe dune, când se plimbau toți nebunii pe acolo, când se întreceau pe dune, și ziceam, mamă, ce e asta? E laser, frate, știi? Na, făcând business toată viața profesională, zic că ca să ajung la Dakar, ce trebuie să fac? Păi, trebuie să încep de undeva, trebuie să câștig un campionat național, trebuie să câștig palmares, să mai merg la cât mai multe concursuri afară, să fac cât mai multe școli, să învăț cât mai multe trăznei, să am mașina cam cu un an înainte să merg la Dakar. Și făcusem eu planul că în 2025-2026 aș putea să merg. 2025 era un pic întins, 2026 era plauzibil. Și am zis, bă, ok, am început să merg anul trecut, mi-am făcut mașina de profi, un Grand Cherokee SRT, cu care am câștigat și campionatul anul trecut, și anul ăsta m-am dat cu mașina aia. Știam că nu pot să merg la Dakar cu mașina aia, că trebuie una pregătită sau una făcută special pentru așa ceva. O să postim de asta, e un prototip practic, ea, cred că farurile, semnalizările sunt de Hummer. Iar să faci din Rahat Beach nu prea merge, că ne-am mai chinuit, am mai încercat, noi chiar am mai vorbit despre asta la... Cu brațe! Exact, tot fel de nebunii, complicat. Și zic, bă, nu prea merge. Mai mult am avut tot fel de probleme cu mașina și Mihai Ban și Chelu a fost primul echipaj care a terminat raliul Dakar, primul echipaj românesc care a terminat raliul Dakar la auto. Okay. Deci noi l-avem pe Mani, care tot termină și e moto. Tot, exact, e o legendă pe acolo. Am mai avut participanți la moto, dar la auto n-am avut niciun echipaj care să termine Dakar. Ei, au terminat cu mașina asta, s-au înscris și anul ăsta la Dakar. Un cumul de circumstanțe, până la urmă au zis, băi, ok, ne retragem de la Dakarul de acum, de anul ăsta, schimbăm mașina și mergem, o vedea noi când. Chiar nu aveau un plan să meargă la anul sau să meargă peste 2 ani. Și într-o așa discuție cu Mihai, zic, hai mă să-ți vând mașina, hai să-ți vând mașina. Zic, bă, nu vreau să iau mașina acum, că nu era în plan, nu aveam bani. Adică eu fac eforturi, voi nu știți ce e în capul meu. Fac eforturi fantastice, înțelegi, să nu-l întrerup. Că omul zice, are un plan. Și eu acum mă gândeam, când el vorbea, mă gândeam, știi? Zic, bă, are o agendă, cum avem toți, și scriem 2024, jant.
jante 2024, știi? Și eu ce fac eu în 2024 cu jante, cu planul, șterg 2024 și scriu 2025. Jantele rămân, înțelegi, că n-a reușit. Deci la tine a venit cu un an mai devreme. Adică, un an mai devreme. Am înțeles, da. Asta e în capul meu, în timpul în care el vede. Bun, e, nu suntem toți la fel, dar e frumos. Băi, și am fost să văd mașina, am făcut o probă cu Mihai, am fost la Bistrița, ele din Bistrița, am făcut o probă, că eu mă gândeam, zic, bă, o mașină care a terminat Dakarul anul trecut, a mai fost la un Dakar în trecut, e mașina din 2012, zic, bă, ce treacă, că e obosită, e terminată, nu-mi făceam nicio speranță, chiar mă gândeam, zic, bă, nu, a fost taxi, știi? E, omul, da, știind că merge la Dakar, a servisat-o complet, adică a desfăcut tot, i-a schimbat inclusiv amortizoarele pentru că de anul trecut te lasă cu cursa cu vreo 5 mm mai mare decât anii anteriori. 5 mm, un vârf. Da, frate, și contează. Da. Și au schimbat amortizoarele, au schimbat tot fel de trăsnoi pe la ea, a servisat motorul, motorul vechi e pe un palet și mi l-a dat și pe ăla, o să discutăm de piese, de schimb și tot fel de trăsnoi. Și mașina a servisat-o ca să meargă la Dakar, știind că trebuie să fie impecabilă, știi? Și după aia a zis, schimb de planuri. Și după aia a zis, schimb de planuri, că și el săracă, da, exact. Da. Ce aș vrea eu să înțelegeți în primul și în primul rând este că aici nu avem un Hummer. Adică să scoatem ursul din cămară, știu că se supără, dar asta e viața, nu avem ce să-i facem. Aici nu avem un Hummer, aici avem o mașină construită special ca o mașină de rally, ca o mașină de curse, ca o mașină de, nu știu, raliu, să zicem așa, exact, ca, să înțeleagă, ca să înțeleagă toată lumea. Ce înseamnă o mașină de curse? Înseamnă o mașină care este construită de la zero, din nimic, din nimic, da? Deci nu împrumută nimic, exact cum zicea și Cristi mai devreme de la Hummer, decât farurile, mânerele ușilor și încă ceva. Forma. Adică, forma, da? Deci forma este aleasă, că asta și întrebam, zic, băi frate, cum au ajuns mă ăștia care au construit, s-au pus ei să sudeze acolo țeavă cu țeavă la șasiu? S-au gândit ei să facă un Hummer, adică puteau să facă orice. Că știți că o să participe și Dacia la Dakar, exact, exact, știți că au niște piloți senzaționali cu care o să participe, în sfârșit nu lungim treaba. Mașina este o mașină special construită. Omul a făcut caroseria de Hummer nu pentru că a făcut o singură mașină, sunt mai multe mașini de acest gen. Cei de la GM au plătit și au zis să fie Hummer, să nu mai fie Toyota, de exemplu, pentru că mașina vine echipată cu motor V6 de Toyota, exact. Și tot Cristi îmi spunea, nu aveam de unde să știu, să nu credeți că am eu vreo pasiune pentru pasiunea mea pentru Hummer s-a oprit la H1, dar cred că și atas, dai seama, nu ajunge și un Hummer de Dakar, adică e, știi? What the fuck, man? Ce, m-am să-mi iau o mașină de Dakar, ce, un H3? Bă, tu îți dai seama discuția, dacă te duci acum la o întâlnire de pasionați, de off-road, corect. La Jeep, cum sunteți voi acolo, știi? Ce faci, mă? Ce să fac, mă, frate, mi-am o mașină de Dakar. Bă, ești nebun, te dai la Dakar? Da, mă, frate, mamă, ce tare, ce mașină, H3? Ce, mă? Ce are asta, mă? Ce-i bun, mă, frate, știi? Deci, repet, mașina nu este H3 și exact cum Cristi spunea, se poate monta o față de Toyota. Adică constructorul, când a construit mașina asta, i-a făcut și o față de fibră, nu de aia, de sticlă. De fapt, de Kevlar, scuze, îmi cer scuze, că am jignit Kevlarul cu fibra de sticlă. A făcut și posibilitatea de a pune față de Toyota. Bun, că vorbim de suspensii și ziceai de cursa aia de 5 mm, când vorbim de Dakar, vorbim de cursele de Formula 1 sau MotoGP-ul, exact, off-road-ului, să zicem așa, sau tot ce înțelegem noi prin această disciplină din a merge în afara asfaltului. Exact. Probabil că și voi vă uitați, probabil și Cristi și eu, bălim când ne uităm la aia, că merg pe teren accidentat, știi? Exact. Și le fac roțile așa, știi? Asta înseamnă suspensia, asta înseamnă 5 mm. Cât costă suspensia asta, oare nouă? Peste 30.000 de euro. Peste 30.000 de euro. Și nu e cea mai... Și nu e cea mai... Pe lângă suspensie, că mi-au la Toyota acum 30.000, mi-au niște amortizoare cu arcuri, le pun acolo și gata, mă, merge mașina. Nu, sunt brațe, sunt tot felul de bucșe, de o întreagă inginerie și un întreg calcul. Și vreau să vă spun cu treaba cu mașina obosită, iarăși mai făceam o paranteză și las pe Cristi să povestească. Mașinile astea au regim de funcționare în ore. Nu exact, mai sunt în kilometri ca taxiul, domnule, are 500.000, 700.000, e vorba de ore. Orele, după aia se face revizie, se servizează, se schimbă, sunt exact piese de schimb, sunt consumabile, adică segmenți, corect, pistoane, corect, și așa mai departe, și tot felul de lucruri și la suspensie. Bun, povestește-ne inclusiv de mașină. Inclusiv șasiul e piesă de schimb, adică tu poți să schimbi tot, inclusiv șasiul. Șasiul care e un șasiu tubular, peste care a fost adăugată fibra de sticlă, adică nu da, am luat și am tot adăugat piesă. Cât a costat mașina, oare am zis?
N-am zis. 100. Bă, gândindu-te că un Volkswagen Touareg V6, 3 litri, diesel, 250 de cai, 260 de cai, cu ceva opțiuni, cu airline, poftim? L-am prezentat tot aici. E tot 100. Adică, exact, o mașină. Nu mi se pare mult. E super convenabil, nu e mașină de top, adică o mașină, o Toyota Overdrive, ăștia care au cam 8 locuri din primele 10, okay, de la Dakar, au 1, 2, 3, depinde. Acum fiind Nasser la, la Dacia din 2025, când mergem, ne povestești de asta, la BRX, probabil o să fie BRX ProDrive pe 1, 2, vedem. A, deci acum nici nu știam, anul ăsta băiatul ăla se dă cu, cu BRX, ProDrive ăla, cu mașina aia construită special pentru Dakar. Exact, okay. Bun, ideea e că pui pe ea... Oamenii sunt sătui de mine, sunt sătui, lasă-i să vadă mașina. Ideea e că tu o construiești pentru așa ceva, au dezvoltat oamenii ăștia în 2 ani de zile, au pus pe ea cam toate elementele, gândindu-se că trebuie să meargă la Dakar, chiar spuneam ție că discurile, plăcuțele, trierii pe fiecare roată-s la fel, și planetarele-s la fel, brațele-s la fel, sunt niște bielete de, care sunt folosite în față de direcție, în spate, nu știu, alt rol, dar sunt identice și alea. Adică sunt foarte multe elemente gândite special pentru așa ceva. Motorul e un motor super fiabil, un V6-ul ăla de Toyota, benzină, și ăla e consumabil, adică chiar l-au schimbat destul de curând. 300 la roată. Ok. Deci, merge ceva. Merge ceva, da. Ce greutate are oare? 1960 trebuie să aibă goală. Adică asta e greutatea minimă admisă. Ok, deci n-ai voie mai ușor de atât. Nu, n-ai voie mai ușor de atât, că poți să o faci mai ușor de atât. Okay. 300 de cai cu tot cu restrictor, ea poate să scoată mai mult de 300 dacă nu are restrictor. Și, mă rog, în principiu, foarte, foarte importantă e suspensia și modul în care a fost gândită mașina. Deci oamenii ăștia 2 ani de zile, că asta discutam când s-au apucat să construiască, au testat-o și sunt tot fel de filmulețe pe YouTube. Băi, când sar cu ea pe dealuri din alea, așa, știi, sar așa ca nebunii, se dă jos un pilot, urcă alt pilot, iarăși ca nebun, iar se dă jos, fac schimb când mai restau piloții, dar mașina merge într-una. Știi, merge sute mii, au testat-o vreo 300 de mii de kilometri, ceva de genul. E vorba lui Traian, nu fiu. Tati, câte? Sute mii. Iar mașina a fost 100 cu toate poveștile, adică cu încă un set de amortizoare, cele pe care ei l-au schimbat, care au cursa un pic mai mică, dar în caz că ne cedează ceva la Dakar, putem să punem unul, două din alea, exact. Tot fel de planetare, brațe, alte, încă un set de roți, cu tot cu jante, anvelope, diferențiale, vreo 3 grupuri, tot felul, toate piesele pe care ei le aveau și erau pregătite pentru Dakar. Adică, practic, mașina am luat-o și... Mihai spunea, bă, te urci în ea și te duci la Dakar. Până acolo Asta pentru că tu l-ai cunoscut pe el și pentru că el probabil ți-a făcut o super ofertă, s-a gândit adică, exact. Din ce văd eu așa în lumea asta, la 100 de mii să-ți dea o mașină cheie, e bine. Corect, nu se poate. E bine la bani. Concurăm împreună. Asta e cheia, adică, de fapt. Faceți o echipă. Facem o echipă, da, mergem împreună. Iar ce e important e că ei nu voiau Musai să meargă în 2025, dar eu văzând și știind planurile Dacia, am zis, băi, e Musai și e foarte important să concurăm în 2025, că o să fie nebunie în România. Da, pentru că... Super haos, pentru că suntem naționaliști, ținem la de brandul nostru, să zică că suntem, hai că vă vede și pe voi, suntem și noi, e foarte, foarte bine. Și redeam mai în glumă, mai în serios, redeam cu un prieten și spunea, băi, eu știu de ce te duci la Dakar în 2025 când merge Dacia. De ce, mă? Păi, i-ai văzut pe aia că iau tot felul de piloți de ăștia, dar e drept că or fi ei buni, dar cum o să nu iau un român, mă? Adevărat. Cum o să nu meargă un român cu Dacia la Dakar, mă? Vreau să menționăm că aceasta este mașina cu care a mers Chelu și... Exact, Chelu și Mihai Ban la Dakar și au terminat. Adică asta e mașina, nu mai e portocalie, e albă, dar asta e mașina, nu este același tip de mașină. Bun, hai să vorbim puțin așa detaliat, că eu te întrebam de mașină. Și spuneai niște chestii foarte interesante. Fiind o mașină de rally ride, eu m-am gândit că n-are nevoie de blocanți, că nu o să stea să facă off-road și n-are nevoie să treacă încet peste obstacole unde puntea încrucișează, că vorbim și de chestia asta. Mașina n-are punte, nu e bună. Nu e bună. Ce mașină ai? Ai punte? Nu. Ai brațe? Nu.
dai drumul de aici. Bun, deci mașina nu are punte nici pe față, nici pe spate, vine cu brațe. Brațe independente, față, spate, așa cum v-a spus Cristi, identice, la fel. Le iau de pe față, pun pe spate, bineînțeles, geometrie și așa mai departe. Dar piesele sunt aceleași, deci vine cu brațe. Avantajul brațelor este că atunci când roata merge în sus, merge pe aceeași direcție, la punte se duce în interior. Da, și deci, că toate pot să meargă în același timp. Și că toate pot să meargă în același timp, nu mai împinge o roată pe cealaltă. Exact, fiind. Exact. Adică roțile sunt legate de caroserie independent, nu mai sunt într-o punte. Bun, și mașina, pe lângă chestia asta, are și blocanți față-spate. Da, autoblocanți. Autoblocanți față-spate. Nu sunt la buton, nu sunt blocanți cu alunecare limitată, pentru că atunci când erau doar cu alunecare limitată, durau un pic până bloca, iar oamenii ăștia care au dezvoltat au zis, pun autoblocant în momentul în care roata dă să patineze, a blocat și trag toate. Asta ajută foarte mult la ieșirea din curbe, ajută foarte mult inclusiv la slide-ul pe care tu îl faci, stă mașina pe la trasă. Control. La control, da. E probabil că s-au gândit oamenii, având experiență, da, nu văd nimic. Nu vezi nimic că e scut de sus. Vreau să vă uit sub ea, să vă grupul, cum să vă, care scut? Da, probabil că oamenii ăștia, exact ce vorbeam cu Cristi mai devreme, când au construit mașina lăsând caroseria, îmi pare rău că nu avem posibilitatea să o arătăm așa, goală, fără caroserie, dar poate o punem o poză. Pentru că asta e imaginea de Hummer, știi? Te duce puțin în eroare. Hummer, mă, frate, nu. Da? Sunt ferm convins că mașina merge peste puterile noastre de a o conduce. Da. Și sunt ferm convins că oamenii ăștia când au construit-o, voi o să vedeți și pe Instagram și pe TikTok și o să vă arăt și aici partea cu ventilele și cu toate lucrurile. Și Marius, overthinking-ul lui Marius, cu apa, dar foarte bun. Oamenii ăștia au construit-o din experiență, hey. Iar parte de imagine ține doar de contracte, bani, pentru că din păcate, așa cum și noi aici la YouTube-ul ăsta și la canalul nostru avem nevoie de bani să putem să facem lucruri, să avem timp, să putem să cumpărăm timp liber, să putem să facem lucruri. De asta spun, în motorsport bugetul este fantastic. Cât costă o expediție de Dakar? Îmi pare rău că am ajuns aici așa de repede. Și că să nu se uite nimeni de acasă, știi? Da, da. De deci la mine, aici de acasă. Trebuie să spunem aceste cifre pentru parteneri, ca să oamenii să ne aducă. Da, e mai un... Băi, nu costă atât. Fără 200 de mii de euro pe care să-i ai doar pentru Dakar, pentru taxă, pentru asistență, pentru deplasarea acolo, pentru toate cheltuielile pe care le ai acolo, exceptând mașina și toate piesele mașinii, nu prea ai ce căuta. Adică nu prea poți să te duci. La 200 de mii ești cu ea mici. La 200 de mii ești sărmână. Da, am venit și eu aici. Băi, voi mai în spate acolo. Dați-vă așa că trec ăștia cu camioanele. Și gata. Gata, mă, stă mai. Bă, okay. Vorbim de acolo, de la 200 de mii până la oricât. Chiar mă uitam zilele trecute ce rulote au oamenii ăștia pentru dormit acolo. Adică niște rulote care doar rulotele costă milioane, știi? Și de exemplu, noi, ca să ne ducem o rulotă acolo, eu am o autorulotă și să o duc acolo, costă 15.000 doar să o duc. Din Barcelona. Până în Barcelona vedem noi cum ajunge, dar costă 15.000 doar să o duc, ca să pot să dorm în rulotă, să nu dorm în corț sau în camion sau mai știu eu pe unde. Adică să mă odihnesc în alea 14 zile. Deci ăla de la 200.000 pleacă, fără prea multe neprevăzute, Doamne feri. Iar foarte importantă e pregătirea dinainte, pentru că noi acum ne-am planificat tot sezonul 2024 și mergem la Phoenix Rally în Tunisia în aprilie, mergem la Ungaria în Baja, la care e etapă de campionat mondial de Baja, mergem în Polonia, care la fel e etapă de campionat mondial de Baja, la în Cehia, deci te dai și în Spania. Campionatul mondial de Baja. Da. Cum ar veni? Dakarul e o etapă din campionatul mondial de Baja? De sau? Rally Ride. E o etapă din campionatul mondial de Rally Ride. De Rally Ride, nu de Baja. Exact. Că sunt Cross Country Baja și Rally Ride. Sunt două campionate mondiale diferite, okay. Cu reguli diferite, dar în principiu mașinile sunt aceleași. Okay. Au reguli mai degrabă de traseu. Okay. Și astea sunt două campionate mondiale. Dakarul e prima etapă din campionatul mondial de Rally Ride și se termină în Maroc cu a șasea etapă și mai e una în Abu Dhabi, în Mexic, în Argentina și în Spania era încă o etapă, Baharagon, de fapt, mă rog. Și asta facem pentru a ne pregăti noi și pentru a ști mașina. Foarte importantă e pregătirea noastră ca piloți și foarte importantă e și cunoașterea mașinii. De asta spuneam la început că era foarte important să am mașina cu un an înainte.
Pentru a ști când ea trage un pic stânga, să știu că s-a dus un cap de bară. Când aud ceva, să știu că o rolă sau că trebuie să schimb nu știu ce curea. Adică să merg, să învăț mașina foarte bine. Știi, asta e foarte important. Înțelegi, da, ce se întâmplă. O să ne mai dăm și în campionatul național de rally ride, când ne permite timpul și când nu se suprapun cu celelalte etape, tocmai pentru a atrage sponsori și pentru a avea și sponsori naționale. Adică vom avea și avem nevoie și de sponsori care au nevoie de acoperire internațională și nu doar la Dakar și avem nevoie și de sponsori care au acoperire națională și ei. Ăla e bugetul, poate să meargă până la oricât, mașina poate să fie oricât, adică ei, Mihai și Chelu și-au schimbat mașina și-au cumpărat un Ford Ranger de la South Racing, tot așa pregătit pentru, adică făcut prototip pentru a merge la Dakar. Iar, adică au trecut un pas mai departe, lor le-a rămas mică mașina asta. Asta apropo de ce spuneai tu, că noi nu putem să conducem cât poate mașina. Adică durează mult să ajungem noi la limitele mașinii. Da, acum tu nu ajungi la limita ei, dar ai vrea, și dacă poți să-ți permiți una care să-ți fie mai ușor de condus și să mai... Scazi niște secunde, atunci normal, schimb mașina, știi? Dacă vine mâine un sponsor și spune că ne dă 1 milion, poate să schimbăm și să o ținem de rezervă. Îți dai seama, dar cum merge cu partea de sponsorizare? Greu. 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 Dar de ce oare că cu toată lumea, eu am așa o chestie, nu prea pot să înțeleg, sunt și prost, îți dai seama, dar trecând peste asta, nu prea pot să înțeleg cum eu mă duc la o companie și îi spun, tu oricum dai la stat niște bani, adică oricum îi dai, din ce dai tu, dă și mie un pic. Și eu spun pe mașină și mă duc la Dakar și te vede lumea, adică de ce să nu vrei? Sunt foarte multe, sunt două situații. Una, că sunt foarte multe cauze pe care le susțin oamenii ăștia și nu pot să concurez cu spitale, copii, nu știu ce. Eu când îi aud, am și închis discuția. Da, ok, nu zice nimeni. Și a doua, asta se întâmplă în cazul companiilor foarte mari, probabil, nu știu, grupuri foarte mari, companii de miliarde, ei au fundații și fundația lor gestionează bugetele alea și atunci... Însă noi ne-am dus pe abordarea, băi, hai, ce fac eu pentru tine? Da. De exemplu, național, pentru dealerii de mașini, pentru ăștia de piese auto, de uleiuri și tot fel de trăznăi, le oferim noi spațiu pentru a face acolo, nu știu, test drive, vin eu să le conduc mașina, vin, nu știu, cei mai importanți clienții ai lor la mine, copilot, facem tot felul de activări acolo, nu știu, un corner de relaxare de la, mai știu eu ce, furnizor de ăsta de mobilă, aducem acolo niște pufuri, o activare pentru deodorante și tot felul de prostii din astea de cosmetice sau apă, energizante și alte trăznăi. Le oferim spațiu acolo și atunci noi le folosim din bugetul lor de marketing. Adică am mers pe o abordare un pic diferită, care e normală, adică cam asta fac și în alte țări și la nivel global cam așa se face. Adică tu ai o acoperire și ai un loc în care tu să-ți faci ceva, dar vin și cu niște idei, pentru că într-adevăr nu există educația asta în țară, în motorsport, nu există partea asta de educație a managerilor de marketing, managerilor de vânzări, oamenii să înțeleagă pe de-o parte că nu vinde doar un logo, ci tu trebuie să iei poza, filmulețul, mașina, asocierea și să-l prezinți în rândul grupului tău de clienți sau targetului tău de clienți. Și, dar mai degrabă, tu să faci ceva acolo, știi? Adică e foarte important tu ca, nu știu, marketing manager sau companie, tu ca departament într-un cadrul unei companii, să faci ceva la evenimentul meu. Adică nu doar să rămâi cu niște loguri, cu niște steaguri, cu niște trăznăi. Mai mult se poate face și în afară, știi? Adică poți să faci și în afara evenimentelor. Adică organizăm o zi de, test drive, de tot felul de trăznăi, știi? Da, vin, prezint mașina. Avem destul de multe discuții, de la, pe noi ne-a susținut în mod tradițional Auto Italia și ne-am tot dat cu Jeep. Acum, da, are așa... Aducea Jeep, aici cu Jeep nu știa nimeni. Politron și tot felul de alți sponsori de genul ăsta, dar acum se îngroașă gluma destul de mult. Adică avem nevoie de susținere mult mai mare, de sponsori și mai mulți. Se îngroașă gluma și la început, că îți dai seama după ce te duci acolo și te dai și vezi că tu ești și că dacă aveai, puteai și ți-a trecut ăla pe lângă tine. Îți dai seama că anul următor se îngroașe gluma și mai tare. Că uite ce greu, fac, știi? Acum după ce filmăm noi. De fapt, suntem în 29, nu? Acum, în ziua în care filmăm. Pe 3 ianuarie plec la Dakar. Mihai merge în asistență, într-o echipă de asistență a unui ceh, de la care a cumpărat el mașina asta și după S-au împrietenit. S-au super împrietenit.
Și mergem și noi, mergi eu și copilotul meu, să înțelegem ce e pe acolo. Da, să vedem ce e pe acolo. Stăm până după ziua de pauză. Ei au în alte 14 zile la mijloc o zi de pauză, zi de odihnă în care nu se concurează. Și stăm inclusiv în ziua aia de pauză să vedem cum sunt pregătiți oamenii, cam cu ce vin acolo, cam care e dimensiunea echipelor. Cam Mihai și Chelu știu toate treburile astea și au văzut, dar mergem să înțelegem, să vedem cu ochii noștri, să înțeleagă și copilotul, într-adevăr, că eu mă chinui să-l pun la dietă, să slăbească, să-i dea bătaie cu sportul, cu tot e felul de trăznei. E foarte important, dar e foarte greu pentru oameni. Adică nu că le e greu să înțeleagă, eu cred că le e mai confortabil să... Să nu facă nimic, da. Știi? Adică în sensul ăsta, dar da, greutatea contează foarte mult și condiția fizică contează foarte mult, pentru că atunci când ești grăsuț, pe lângă faptul că ești drăguț, v-am spus că am o părere foarte bună despre grăsuț, bravo Marius, așa? Adică n-aș vrea să se simtă sub nicio formă jigniți, dar car după tine, o greutate, știi? Și ți-e mai simplu fără greutate. Echiparea, dezechiparea, simplu. Adică fac o comparație, cât de repede mă echipez eu, îmi pun centura, casca, comunicații, tot, și cât de repede se echipează, dezechipează el, anduranța pe care o ai în timpul concursului. E, poate să fie foarte, foarte... greu, nu pentru că noi concurăm 400-500 de kilometri pe zi, ci pentru că e tot felul de, sunt tot felul de lucruri neprevăzute. Rămâi într-o dună, trebuie să schimbi două roți într-o zi, temperatura. E foarte cald și asta, acolo vreau să ajung, la schimbatul roților, care e cea mai mică chestie care se poate întâmpla. Și acum vreau să trecem peste această scurtă discuție, să prezentăm mașina, că... Aici e subiectul și cu roți și anvelope și lucrurile pe care ei trebuie să le facă, că de asta spuneam de brațe și de totul identic și discuri de frână și așa. Mașinile astea au și piese de schimb cu ele. Exact. Un minim necesar și lucrurile care le știu ei că s-ar putea întâmpla pe drum. Și poate să repare mașina. De asta spunea Cristi că trebuie să se obișnuiască cu mașina și să înțeleagă când bate ceva. Băi, cred că s-a desprins unul dintre cele două amortizoare de pe spate. Adică cred că trebuie să ne oprim. Și iarăși vine discuția cu greutatea și îmbrăcatul și echipatul. Ce mă, da, mă, cât, la cât plecăm? La 8? Păi mă, trebuie la 7, mă, și mă echipez. Da, înțeleg. Nu e asta ideea. Ideea e că mai avem treburi și pe parcursul cursei. Exact, deci nu așa, deci avem chestiile astea. Și acum că ajungem la mașină și la prezent. Marius, dacă vrei să fii drăguț, să muncești tu azi un pic? un pic. Dacă vrei, dacă nu mai dacă, tragem o dată. Exact. Vorbeam de anvelope. Anvelopele sunt lucruri care este cel mai important din punctul meu de vedere, exact, între mașină și suprafața pe care tu circuli. Eu am văzut asta pe pielea mea, să zic, la off-road am experimentat chestia asta cel mai tare. Pe stradă n-am ajuns cu mașinile în limite ca să văd eu ce înseamnă, mi-am luat de la sau de la sau semi-slick sau nu știu ce, dar la off-road se vede cel mai rău și corect. Cum toți care ne urmăriți știți, cu anvelopele astea, MAD, All-Terrain, Simex, Trepador, nu știu cum, BF Goodrich și așa mai departe, probabil că ați văzut aici o anvelopă de la BF Goodrich sau probabil că vă uitați la mașinile de Dakar și vedeți că au anvelope BF Goodrich. Exact, aproape toate. Aproape toate. Dar iarăși putem să discutăm că e o chestie de marketing și, domne, cum e caroseria de Hammer, așa odată ia bani să fie acolo. Eu vreau să vorbim un pic, că eu știu, așa știu eu, că astea nu sunt niște anvelope cum avem noi pe mașinile noastre care facem off-road sau ce facem noi, overlanding. Sunt ele BF Goodrich, seamănă All-Terrain-uri, dar nu sunt. Poți să ne spui mai multe lucruri? Sunt niște anvelope proiectate și gândite special pentru Dakar. Se și numesc cadere, okay, de la Dakar. Au structura de Kevlar. Adică toată partea de susținere a anvelopei din Kevlar, tocmai pentru a nu pleca lateral. Adică acest talon. Exact. Ăsta este foarte întărit, partea asta, ca să nu plece mașina, talon, pentru că în momentul în care fie anvelopa e lăsată, nu mergi cu presiunea care trebuie, fie cauciucul e moale sau structura de peretele nu e atât de rezistent sau nu e atât de bine întărit, pleacă mașina ușor și atunci se comportă ca încă o suspensie și dă peste cap toată logica și toată proiectarea suspensiei mașinii. Manevrabilitatea mașinii. Dincolo de faptul că poate să plece de pe jantă și dincolo de faptul că dacă ea e imprevizibilă, că na, alunecă destul de mult, poți să te răsturni foarte ușor. Atunci ea stă foarte bine pe curbe, când mergi de-a latul sau când treci de la o suprafață la alta, stă foarte bine. E o anvelopă foarte rezistentă. E bună, mă, știi, mă, verificatul ăla? E bună, mă, mașina, să mor eu. E bună, n-are jocuri, te-a făcut bine. Da.
Și ele vin cu, îți verifică anvelopa, dotul și tot fel de trăznăi și îți pun hologram asta. Niște sticere. Niște sticere. Ei nu le facem noi. Și ei vin, scanează codul ăsta de bare și văd anvelopa că e ok, da. Văd de când e, văd că nu-i tocită, n-are nicio problemă, codul ăla de bare de acolo și da. După spun un sticker. Ok. 245, 80 și aici pe are băiatul, dacă vă trebuie. 245. Așa, bun. 245. Asta și anvelopa asta la fel, adică arată la fel, dar ele vin în graduri diferite de moliciune, să spunem. Adică vin soft, ultra soft, medium, hard, care sunt pentru tipuri, exact, ca pentru la raliu. Nisip. Și ție în funcție de ce. Când știi, de exemplu, la Dakar, știi cam care e ponderea majoritară a terenului. Adică știi că 70% ai nisip. Okay. Exact. Dar le pui pe alea de nisip. Da. Faci un compromis cum ar veni. Știi că ai numai stâncă, mergi cu unele mai hard, pentru că se duc foarte repede. Ce presiune merge? 2.5, 2.4, 2.5. 2.4, 2.5. Cât costă o anvelopă de asta oare? 600 de euro. Una? Una. 600 de euro? Mai știu matematic. 2.400. Nu, că ai 6. Că mai ai două de rezervă. Mai ziceam, bun. Deci aici avem această anvelopă care este o anvelopă specială, o anvelopă de competiții. Eram forțat, așa cum am spus, cu Kevlar. Le-a mai rămas de la caroserie și aia spune și la anvelope. Așa. O jantă specială de motorsport. Exact, jantă de racing, da. Jantă racing, bineînțeles, discurile și brațele și tot ce e aici e custom, pentru că... Uite, și asta e interesant ce spuneam mai devreme, că discurile plăcuțele trierii sunt identice la toate, toate roțile. Și atunci se încălzesc destul de greu, adică chiar râdeam la Tulcea, când am făcut un antrenament cu Mihai înainte de cursă, mi-a spus, băi, încălzește frânele. Eu am uitat să le încălzesc. Și la prima curbă, când a fost frâna, m-am dus așa destul de mult, da. E foarte important să le încălzești, dar... Tu ai mers cu mașină de stradă, exact. În competiții care n-avea frâne de curse. Frânele de curse funcționează bine într-o temperatură. Dacă nu ești în temperatura respectivă, nu ai frâne. Ai, dar n-ai. Adică cum ar veni. Mă bucur că are snorkel, tata. Mi-era frică că dacă trecea prin apă, dar mașina, bineînțeles. Adică la chestia asta, snorkelul aici nu este numai pentru apă, cât și pentru praf. Exact. Cum îl vedeți, e orientat frumos în spate, aerodinamic, gândit. Aici au îmbrăcat în colan de carbon fibra de Kevlar. De Kevlar. Glumesc, de carbon. Așa, bun. Deci partea asta de aici, de amortizoare și brațe și tot ce e custom și țevi și tubulatură și așa, o să vă filmeze Marius mai în detaliu și o să vedeți bine. Da, amortizoarele sunt FRT. FRT, chiar vreau să-mi iau. Ce bine că mi-ai zis. Da. Așa? Ele sunt câte două pe fiecare roată. Coilovere, cu compensatoare, cu reglaje, pe rebound, cu dalea, cu cursă, cu întreaga nebunie. Eu nu vrei să intri în reglajul ăsta, nici la jocuri nu vreau să intru în reglajul de suspensie. Sunt oameni care se ocupă de așa ceva și știu să facă bine. Acolo parcă nu-mi place, parcă nu roata, parcă nu știu ce. E foarte importantă suspensia. Ce mai vedem pe lateral? Vedem evacuarea. O țeavă la prag frumos. Pe fiecare parte a V-ului câte o țeavă. Adică o țeavă pe admis. Aici avem suport de capre. Exact. Caprele stau acolo, intră și spuneam că mașina asta are și cricurile hidraulice. Are niște cricuri care ies din podea. Ca se ridică să jumate... Să se poată ridica pe o parte sau pe alta, să poți să schimbi roata mai ușor. Tu, pilot și copilot, nu mai stai să mai te chinui și la cric să dai, să îți dai seama, îți omora energia și tot cheful de viață. Și au pus sistemul ăsta pe care bănesc că l-au toți. Da, l-au toți. Ce e interesant pentru a ușura, pentru a scăpa din greutatea mașinii, nu mai are încă o pompă suplimentară, ci funcționează cricul hidraulic pe pompa mașinii, pe pompa de direcție a mașinii. Sunt conectate la aceeași pompă. Da, lucruri care țin de... Au gândit foarte multe lucruri. Treaba asta cu șasiul ăsta, cu pragurile astea, cum le-au făcut ei, cumva caroseria mai sus, șasiul făcut și... Mă uitam la Mini-ul ăla de Dakar, ai văzut ăla? Și Toyota are, atâta pragurile are, față de, știi? Sunt T1 Plus, asta e T1, de, cred că, 2 sau 3 ani. 2 ani, cred, le-au permis, din momentul în care a început să concureze Audi cu roțile alea foarte, cu e-tronurile alea, le-au permis, au mai făcut încă o clasă de fapt, să ridice, să nu mai meargă pe 33, echivalentul a 33 anvelopele, merg cu 37 și au făcut o clasă suplimentară, T1+, unde se dau mai
toți acum ăștia, oamenii care se bat, piloții care se bat la, la titlu T1 Plus, și atunci sunt mult mai înălțate, iar roțile le au aici. Le au sub mașina aici. Acolo le transport. Da. Roțile de rezervă. De rezervă, nu le au în spate. Ca deci, adică au făcut body lift, frate. Adică să fie cât mai compact. Da, să fie cât mai compact. Roata mare, groapa mică și la Dakar, frate, nu e așa. Corect. Bun. Ce n-ai pus de 4 ore? Bun, mergem la McDonald's Windows, le știți? Astea, pac, pac. Sunt de curs, sunt mai ușoare și așa mai departe. Avem aici o parte de admisie pentru că răcirea mașinii sau radiatoarele sunt în spate, nu? Sunt în spate, exact. Ca să... Trebuie să ducă aer și avem și sus, prize, da, de aer o să sus, le avem tot la fond. Pac, pac, se vede, avem și acolo 3 prize de aer. O priză de aer aici pentru habitaclu, o să exact. O vedeți la interior. Partea din spate, roată, suspensia la fel cu două amortizoare pe roată. Ne uităm la portbagaj, dacă mergi la piață, că poți, poți. Sunt antenele de la Dakar, sunt suporții de antenă de la Dakar. Aici nu mai e, e doar un arculeț. Exact, exact. Aici e doar un arculeț și sunt ceva GPS-uri, vreo 4. 1, 2, 3, 4, 5 și ăsta nu. Avem două teratripuri, sunt suporții. Știi foarte bine că ne povestea Dragoș la Nürburgring că și GPS-ul, dacă, de exemplu, îți iei de acolo date despre condus și vrei să vezi timpi, dacă n-ai un GPS foarte performant cu un frame rate, nu știu cum, îți dă date dinainte de viraj și de după viraj. Știi? Dacă, știi? Și atunci da. Oamenii, ca să poată să-și facă loguri și așa mai departe, au nevoie de multe echipamente super performante. Bun, hai să vedem portbagajul, vedem motorul, vedem interiorul. Bun, hai să vedem. Deci hai cu asta nu te dai, asta e doar așa de design, nu? De design, dacă vrei tu musai să te dai, te dai și cu asta, da. Ok, bun. Și acum e de preferat să o scoți și vezi de ce imediat. Ok, bun. Ok. Las-o. O las ușor așa. Da, ai văzut cât e de grea, nu? Bun, are 2 kg, 1 kg jumătate cât. Are ceva, un kil. Un kil. Eu am rămas super șocat că îți dă ușoare piesele, frate. Și aici avem, astea murdare pentru că intră noroi. Cum? Pentru adică că intră tu așa noroi. Mergi. Exact, așa merg. De asta spuneam că mai am suport de număr okay. aici. Bun. Aici sunt roțile de rezervă. Aici, uite, avem un braț și mai e un suport acolo pentru o planetară, practic. Aola, stai puțin, stai. Ăla e un braț de schimb. Un braț de schimb. Credeam că face parte din mașină. Zic, nu, și-au pus ei acolo, dar nu, ăla e doar de transport acolo. Schimb, da, de transport. Ok. Aici vin plăcile de nisip. Și aici, parcă, stai pe undeva pe aici, venea și butelia de aer, pe care nici pe aia nu o am, că am lăsat-o... Nu, butelia de aer pentru cricuri? Pentru umflat roțile. Ok. Rezervor, gen cum ar fi. Aici sunt radiatoarele, sus. Uite-le sus. Cam micuțe, de ulei sunt. Păi sunt de combustibil. Aha. 3 radiatoare, frate. Cu 3... Da, 3 circuite diferite, 3 cum ar circuite veni, și mai sunt încă 3 în față. Și aici stai puțin, e rezervorul ăsta marele. Exact. Ucigașul ăsta de 500 de litri de camion, mâncai și talentul lui. 500, așa, și aici stai puțin. El vine, ia aer. Acolo mai bag aer și la roți, și la roți și la discuri să răcească. Adică are prizele astea din lateral. Da. Nu-ți dă formă. Așa, bagă pentru, astea sunt pentru răcirea amortizoarelor. Vezi că bagă la amortizoare și o să le vezi că sunt acolo. Da, văd. Iar furtunele astea sunt... Băgați aici înăuntru. Da, mă, dar vii tu și iei cadre. Furtunele sunt de la duc aer la discuri de frână și la etrier la frână. Avem răcire pe uleiul de la diferențialul față, spate, central, benzină, uleiul din motor. Ce cutie are? Secvențială, SADEV, 6 trepte. Hai să mergem în față atunci. Hai la motor. Bun, hai să vedem aici la motor cum deschidem capota. Așa. Opa. Și asta la fel de grea. Exact. Cât o sticlă de apă. Mamă. Vezi, motorul e dus foarte în spate pentru a fi cât mai echilibrată. A trecut, pentru că a participat la Baja Aragon, etapa aia de campionat mondial, a trecut iarăși toate verificările FIA 2023 și sunt toate sigiliile puse, inclusiv restrictorul. Dacă vrei să umbli la motor, vin, îți dau sigiliul jos, stau lângă tine ca să vadă ce faci, după care vin și spun sigiliul înapoi.
N-ai voie să schimbi motorul. Ai o penalizare destul de mare dacă îl schimbi, dar n-ai voie să faci nimic exact fără ele. Mi se pare normal. Că la fel, cursa amortizorului. Când schimbi motorul, păi dai toată asta jos, toată fibra asta în primul rând, o dai jos. Și după aia, cred că e mai ușor ca la o mașină normală, dacă mă întrebi. Înțeleg că un diferențial, de exemplu, îl schimbă în 20 de minute. La Toyota, cu tot cu dat planetarele jos, cu tot. Bine, și la Toyota. Da, nu știu ce să zic, dar cu siguranță dai mai ușor, da, motorul jos. Da, că sunt gândite pentru așa ceva, știi. Decât la una normală. Pe ce Toyota e motorul ăsta? Pe FJ. Toyota aia cu ușile, okay. Cu fanii care da, se deschid FJ, în spate. FJ. Ai crescut prețul și lua aia. Chiar ăsta e un motor de pe un FJ cu foarte puțin kilometri, avariat în spate. L-a cumpărat Mihai din Polonia. Da. Toate elementele astea de siguranță, adică poți să oprești și la fel, vin și îți fac probe, când fac verificarea tehnică, după ce pornești motorul și testează toate semnalizări, faruri, tot fel de trăznăi, și prin interior, ei ți-l opresc de aici. Dar aproape de fiecare dată, îți vadă, bă, că merge, nu e de decor, știi? Se pare normal. Face parte din procedura de verificare. Exact. Poate și oprești de acolo. Merge bine, nu? La revedere. Te-am depunctat, vii data viitoare. Da, corect. Uite, vezi, ea n-are nicio treabă. Nu că n-are nicio treabă cu hammer-ul, n-are nicio treabă cu... Da, nu e nimic. Cum e gândită o mașină de serie. Nu are treabă cu caroseria de hammer. N-are nicio treabă. În sens, eram curios de ce e parbrizul, dar cred da, chiar nici poate nici să fie de hammer parbrizul. Adică nu m-ar mira. E bine că nu ruginește, mă, asta arată. Nu, frate, e gratis. La noi aici lăsăm toți pasionații să vină, să se dea, să testeze, să nu știu ce. Hai la interior, Marius. Arată bine. Băi, mă pierd și eu. Adevărul e că prima oară... Mamă, stai că acum am văzut, ești nebun. Bă, tu vezi câte butoane are acolo? Tu nu vezi, nu? Vedem noi, o să vă arate Marius. O să vă arate Marius după aia. Mamă, frate, ești nebun. Multe. Deci noi, așa, în cadrul pe care voi nu-l vedeți, că nu dăduse drumul la cameră Marius, eram aici, la Webasto. Deci am găsit un ăsta cu off, un, doi, trei Webasto. Și zic, băi, au pus Webasto ca să încălzească cabina, că mergi, să nu mai fie cu radiator, cu dar. Și pe aia zice, eu nu prea mă descurc așa la butoane, nu prea știu, și le văd pe asta de aici. Băi, băiatul. Băi, băiatul. Aaa! Eu prost. Astea sunt să încălzească parbrizul. Pac. Ca să nu se aburească, ca să vezi. Exact. Au ales alt sistem. Și chiar acum, după cupa de la Satu Mare, spuneam că o să-mi iau un parbriz care are siguranță în el, să se încălzească și parbrizul. Pentru că fac față și nu prea depinde foarte mult de cont. Da, știu, dar trebuie să găsești un parbriz. Păi îl fac. Există îl fac asta, da. Adică îl facem. Da, tare. Ca majoritatea pieselor. Okay. Cutie secvențială SADEV, 6 trepte. Frână hidraulică, da. Calculatorul de Bormotec, înțeleg că na, oamenii ăștia știu ce fac. 3 pompe de benzină. Adică ea merge cu pe stradă, am venit cu o pompă de benzină, dar în sarcină mare are nevoie de ajutor, de a doua, a treia. Și atunci în cursă când plec, dau drumul și la a doua și la a treia. Să fie, frate, că dacă nu se consumă, vine înapoi în rezervul ăla de 500 de litri și atunci iar am 3 pompe care asta fac ele, duc benzină într-o bară. Avem aici un indicator care ne arată când se schimbă. Shift light-ul, da, ok. Shift light-ul. Speed cap-ul ăsta e tot de la Dakar, e tot un, îți arată cam pe unde să mergi. Avem aici indicatorul care ne arată... Poftim? Are volan de rezervă. Unde, mă? Da. Da, păi, dacă, vorba aia, dacă pierd, de exemplu, adică sau ceva se întâmplă cu volan. Nu înțelegeam ce e acolo în spate. Ai un volan. Când l-am schimbat, că l-am pus pe ăsta, vedeți că stau destul de mult în față să ajung la pedale, că nu, fiind mai mic, merge. Și când l-am schimbat, l-am pus pe ăsta, zic, băi, ok. Aveam unul care era prea în coa, dar zic, bă, da, poate m-am obișnuit cu ăla mai bine și poate după o probă specială îl pun iarăși pe ăla, știi? Și atunci zic, ok, noi... Fiecare cu volanul meu, frate. Fiecare cu volanul. V-am arătat pe TikTok suportul de șmecherie. Copilotului meu îi place să întindă fire ca la Balamuc, trebuie să punem asta că e sistemul nou de comunicații, trebuie să-l punem undeva pe sus, să nu mai avem fire pe aici, o cutie de scule. Aici e stingătorul.
care se acționează automat și relei și la buton acolo de aici. Să, dacă, Doamne ferește, ca la nebun, se întâmplă ceva să ai. Teratripuri, două. Caz că unul dă rateuri sau nu mai merge, nu mai primește semnal, să-l ai pe al doilea întotdeauna. Nu. Are... Făcea de aici, înțelegi? Da. Făcea. Făcea. Deschidea și închidea trapa. Exact, exact. Și de aici exact. Dai drumul. Mamă, bate vântul, ești nebun? Da. Simpli. Bate vântul afară, intră aici. Da, da. Bună treabă, cred că la 150 la oră intră tot pe aici, ești nebun. Dacă ai și o mașină în față, s-a terminat. Da, păi trebuie să refacem să închizi trapa asta, exact. Băi, foarte important, hai să pornesc sau nu ne mai... Cred că nu o să ne mai înțelegem, dar înțelegem, foarte da. Important, pe calculator îți arată temperatura în fiecare diferențial, inclusiv central, presiunea uleiului, temperatura uleiului, temperatura uleiului în cutie, ai tot fel de indicatori, câți litri mai ai de combustibil în rezervor. Da, tot felul de toate informațiile de care ai nevoie, exact. Că, Doamne ferește, se întâmplă ceva, trebuie să știi că-s lucrurile acolo. Aici avem două rezervoare de apă. Sau da? Ce mai pui în ele. Mufate așa, direct la exact, purtătorul. Da, direct la și are și copilotul pe partea lui acolo. Bineînțeles, tot de Kevlar aici, frumos. Aici ți-a mai pus el niște chestii să știi care e treaba. La warm-up. Practice și race. Da, trebuie să o scot și să o pun în engleză, că Mihai și Chelu s-au dat vreo 2 ani okay. cu mașina asta, n-au schimbat-o. Nu le-a trebuit asta. Nu le-au trebuit informații. Acolo e un suport pentru un sigiliu și aici la roll cage. Da. Are roll cage-ul cu sigiliu, ca să știți că n-a umblat nimeni. Și aici, bineînțeles, ca la orice mașină de curse, dacă ai nevoie, ai niște coliere de plastic. Șoricei. Bun. Fără șoricei, viața e pustiu. Și un Red Bull aici, că poate te ia somnul și e drumul. Corect, ăla e foarte important. Da, centuri legate, tot pus, făcut frumos, podea, ambreiaj. Mamă, aici mai are o butelie de ceva, tot de stingător, cred. Da. Da. Cum ar fi să fac clipul ăsta fără să filmez detalii? Dai seama că... A, nebunește? Nu vede nimeni nimic, ești nebun. Nu vede nimeni nimic, ești nebun. Da, hai să filmez detalii, că tot vorbeam de exact. Treaba asta. Ce zici? We'll be right back.
acesta a fost episodul, share, like și subscribe. Și dacă v-a plăcut și dacă nu v-a plăcut.